Mă tem că fără tragedia de la Colectiv n-am fi știut cu precizie ce gândește biserica despre arhitecții sataniști care ascultă muzică rock, în loc să proiecteze și ei o catedrală două în jurul unor moaște. Noi nu trebuie să cântăm despre moarte, despre întuneric, despre duhurile rele. Noi avem pe Dumnezeu, să-L cântăm pe Dumnezeu, iubirea, frumosul, lucrurile acestea care le facem în plină zi, de ce noapte? E cumva obligată biserica să spună asta, e cam poziția oficială a bisericii. Dar așa zice și Kim Jong-un. De ce noapte? Și de ce nu ziua? Deci să fie cu lumină, să fie cu voieșie, să fie cu păsările, să fie cu și ziua. Deci la ora 7 s-a terminat concertul, duce acasă ca să dormi ca a doua zi ai de lucru. Aș zice că ne-am lămurit odată în plus. Preoții noștri nu prea se pricep la comunicare. Explicabil, de vreme ce nici prea fericitul lor CEO nu se dă în vânt să schimbe impresii cu gloata ortodoxă. Ei nu sunt comunicatori, ei sunt excomunicatori. Vrem să vină preoții aici, copiii noștri. Să vină lumea la biserică, nu la club. Acolo au murit acolo, dar noi ne rugăm în biserică. Asta este rânduiala bisericii. Probabil că el fiind manager și ne ieșind mereu cifrele de business, n-are o țâvnă așa în el, știi că na, omul când vine de la contabilitate, de obicei în România vine nervos și mi-închipă că și patriarhul are toate cifrele alea în cap și se nervează puțin. Ca politicieni, e țâvnos. Și e păcat că de la capul bisericii mă aștept să fie cel mai smerit și mai empatic și mai înțelegător om din biserică. Da, biserica a gafat grav și au dat seama imediat după și au dat seama că aroganța lor depășește orice fel de limită. Nu mai judecăm acum. Ar putea să angajeze o agenție de PR să le facă comunicare, e adevărat. Iar mie cea mai tare fază, mie asta mi se pare faza anului. Faptul că biserica ortodoxă română l-a adus purtător de cuvânt pe un domn care îl cheamă Bănescu. Deci nu mai e ce glumă să faci aici. Din fericire pentru conceptul de visterie, dar din nefericire pentru ideea de religie, ortodoxia noastră pare mai degrabă de evul mediu decât de secolul 21. E chestie de perspectivă, dar e mare păcat că la ora asta nu mai putem vedea pădurea din cauza uscăturilor. Nu vrem ca să se considere că facem spectacol noi. Să vezi un om îmbrăcat în alb, cu fir de aur tivit pe rever, cu un potcap alb, cu o cruce din nou cu fir de aur pe ea, în spate cu un fel de, nu știu cum să zic, cu o mantie care vine din potcap, spunând, noi nu facem spectacol. Învățați mai bine ce-i credința ortodoxă. Este un spectacol. Totul e un spectacol. Credința e un spectacol. Nu vrem să deranjăm, să ne impunem. De aceea n-am vrut să deranjăm marșul tăcerii cu slujbe preoțești. Păi chiar așa ar fi și fost. Dacă venea nenea asta cu luxul lui și cu toate alea, chiar i-ar fi supărat pe oameni. Oamenii vreau să vină cineva care e autentic alături de ei. Dacă nu ești autentic alături de ei, mai bine stai acolo în biserica ta urită și te rogi la Dumnezeu sau ce faci tu acolo. Eu mă mir că n-a zis, păi nu venim până acolo, că bate biserica, are semnal până la Colectiv. Deci noi ne rugăm aici și bate până acolo, stați liniștiți. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua data viitoare călătoria noastră inițiatică printre boroboațele sezonului toamnă-iarnă 2015. Avem nu doar motive să râdem împreună, dar și nenumărate teme de reflecție. Pentru că pare că s-a făcut mult bine ca să nu fie rău. Dar e posibil să nu se fi făcut încă nimic, ca nu cumva să se greșească ceva. Și aici trebuie să fim foarte atenți și să stăm să ne întrebăm, oare nu punem noi botul prea ușor la tot ce ni se servește? Și am un exemplu. S-a schimbat, s-a ieșit în stradă, s-a adus guvern, avem tehnocrație, da? Un sondaj făcut la o lună după ce s-a instalat guvernul ăsta spune că Cioloș, de pildă, are 35% încredere. Mă, de unde? A ce-a făcut? Seriu, cum? Hai să o luăm așa, bă, cum? Nu, oare nu avem noi o problemă?